La terapie intensivă sunt 1093 de pacienți cu COVID-19. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 211.408 pacienți au fost declarați vindecați. Pe teritoriul României, 41.272 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.767 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 81.518 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 19 persoane. Comitetul Județean pentru Situație de Urgență Maramureș le solicită cetățenilor să respecte normele stabilite de autorități în perioada stării de alertă, distanța fizică de protecție sanitară și măsurile de igienă stabilite de către specialiști.